rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Cândva i-a contrariat pe mulți, declarând că nu a scris niciodată o scrisoare de dragoste. Dar în mod cert, pasiunea lui Nicolae Manolescu s-a livrat integral literaturii și criticii literare. Dragi prieteni, bună dimineața! Nu invidiez cu adevărat decât pe cei care fac altceva decât mine, declară interlocutorul meu din această sâmbătă. În adolescență mă visam matematician. Ei bine, doamnelor, domnilor, dacă nu l-ați descifrat încă în spatele acestei mărturisiri, pe eseistul, criticul, profesorul Nicolae Manolescu, astăzi suntem împreună la mic dejun. Bună dimineața, bine ați venit, domnule profesor. Bună dimineața, dar când am scris eu chestia asta acum, că nu mai țin minte. Oh, cred că e în desenul din covor, de mult, oh, de da. Mult, de mult. Cu alte cuvinte, am reușit să vă, încă din start, așa, să vă aduc aminte mărturisiri pe care le-ați uitat. Bună dimineața! Pentru mine un cappuccino. Și un parco. Cât de familiară vă e ipostaza asta, așa, sâmbătă dimineața? La mic dejun eu credeam cu o cafea, m-am înșelat, uite, nu știu, atâtea amănunte care fac, detalii care fac muzica. În cazul dumneavoastră, mulțumesc. Îmi încep dimineața cu un ceai împotriva diabetului. Sinistru. Așa încât, da. E adevărat că nu iau medicamente, doar două ceaiuri pe zi. Vă mărturisesc, pur și simplu, când am aflat că vorbeam de casa noastră de la Câmpul Lung, când am aflat că o aveți, m-am gândit pur și simplu, ei bine, profesorul s-a apucat să și trăiască din când în când, nu doar să citească toată ziua. E, nu, adevărul e că e singura proprietate imobiliară pe care o am. N-am alta. Eu n-am casă în București. Da, nu m-am gândit la asta. Da. Adică nu am proprietate. Singura mea proprietate imobiliară și am făcut-o acum 15-16 ani. Când mi s-a născut Ana, fata cea mică. Am făcut-o dintr-un premiu. Premiu de la Fundația Anonimu. În acest octombrie, sfârșit de an 2018, sunteți și academician, și profesor emerit. Toți suntem. Toți. Cum ne apropiem de... Eu când m-am pensionat, acum 9 ani, m-au făcut emerit și la altă cu mine, toți care s-au pensionat. Vă dați seama că se supără universitatea pe noi, că am provocat asemenea confesiune incomodă? Da, nu se aduce nimic, luăm toți aceeași leafă, deși legea spune că ar trebui să luăm în funcție de credite, adică de numărul de studenți, ai nici vorbă. Eu chiar speram că, nici vorbă. Toată poziția asta emerită va duce și... Nu mi-aduce nimic. Niște mărunțiși în cont măcar. Nici vorbă, nici măcar nu mă scutește de impozit. Da, atunci chiar e o poziție onorifică. Nu, așa e. Înainte a existat la actori, de exemplu, erau emeriți, era artistul poporului, nu știu ce, la început se plăteau, după care nu s-au mai plătit, deveniseră și ele tot onorifice. Iar după Revoluție nu s-a mai plătit niciodată nicio scutire de impozit, nimic. Am înțeles. Deci e doar un blazon de cerneală. Am două decorații în cel mai înalt grad, de exemplu. Steaua Mare Cruce, Steaua României, în rang de Mare Cruce. E roșie și nu-mi place. Și am meritul cultural tot în grad de Mare Cruce. Aia este bleu, îmi place, sună mai bine. Deci le purtați vreodată? Nu. Nu. Și dacă așa cel puțin singurul lucru care e legat de decorație este că la înmormântare
vin cu puștile și trag acolo. Dacă n-am grijă să spun dinainte că nu vreau să văd picior de soldat pe acolo... Și vă pune și tricolorul, domnul profesor. Sunt în stare să-mi pună și tunurile, că la grad de mare cruce se trage serios, nu așa, cu niște pușcoace. Dar... Noroc cu ironia dumneavoastră, ușor funestă de data asta, dar să trecem, că m-aș duce spre an mai senin. Dacă acceptați convenția, să zicem că în soarele ăsta de octombrie, așa lin, care mie îmi place mult, mult, am fi la Paris, de pildă, nu? În etapa dumneavoastră pariziană de la ca ambasador UNESCO, sigur intrați într-un bistro și luați ce? Un ceai? Dimineața. Nu, dimineața nu prea mâncam. N-am mâncat niciodată dimineața. Nici măcar un croissant franțuzesc. Nu. Mare pierdere. Nu, mâncam croissant, dar nu mă omoram. Am un iaurt cu niște semințe. Atâta tot. Dar intram, sigur, în bistrouri, în restaurante, cât de des se poate. Suntem la Paris. În anul de grație 1981, nu știu dacă intuiți deja de ce v-am dus la această dată, când l-ați întâlnit pe Emil Cioran la Paris și dintr-o dată îi spuneți, eu încep povestea și dumneavoastră o veți continua, după ce Monica Lovinescu vă avertizase deja că nu veți vorbi decât în franceză. Da. Îi spuneți, ei bine, tatăl meu, în 1947, profesor de filozofie fiind, a suplinit această catedră de la Sibiu. De la Liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, da. A lui Cioran, care și era și fost... plecat în străinătate. Ei, ce coincidență istorică, splendidă. Păi eu cred în aceste... Aceste... românește când a auzit chestia asta. Povestiți-mi. El spune undeva că a trebuit să-și suprime gramatica românească pentru a putea vorbi și scrie corect și expresiv, mă rog, în franceză. Nu vorbea atât de bine pe cât scria. Deci evident că el lucra când scria și stilul lui l-au admirat toți francezii. A intrat în istoriile literaturii franceze ca stilist. Cam a prevenit că Cioran vorbește numai franceză, că de când și-a suprimat gramatica română, cum spunea el, ca să nu facă greșeli, nu mai vrea să recidiveze. Acum, nu vorbea la fel de bine cum scria, cum am zis, cu oarecare dificultate am mai avut surpriza asta de la un cunoscut scriitor, de data asta nu român, de la Milan Kundera, care... De la o vreme și-a scris romanele în franceză. Și într-o franceză extraordinară. Și eseurile. Am citit în franceza lui impecabilă Cartea râsului și a uitării. Da. Nu mi-a venit să cred că un estic scrie astfel. Da. I-am dat un premiu de la Festivalul Internațional de la Neptun, acum câțiva ani. I-am dat un premiu. El nu mai iese din casă, nu vine nicăieri. A cedat premiul editurii Humanitas. Și a făcut o scrisoare. Între timp, m-a sunat, eram încă la UNESCO și m-a sunat și m-am trezit cu secretara mea. E un domn care vorbește franceză, dar nu înțeleg nimic. Și eu nu știam cine, nu vorbisem niciodată cu el. Și m-am dus la telefon, am înțeles cu greu ce spunea, era Kundera și vorbea o franceză, parcă rostogolea pietre. Acum, franceza e mult mai muzicală, care are acent pe ultima silabă, ca și maghiara, care are pe prima. Sunt limbi muzicale prin excelență. Dar cum vorbea el franceză, era abia se înțelegea, bolovănos de tot. Și mi-am dat seama că Milan Kundera am încremenit, zic, ia poftim. Da, așa, mă întorc la Cioran. Altfel foarte, foarte drăguț, foarte afectuos, ne-am înțeles de minune. Și în momentul când i-am spus asta de tatăl meu, zice, da, ai făcut liceul la Sibiu? Da, am făcut liceul la Sibiu, l-am terminat la Sibiu. Zice, da, unde stăteai în Sibiu? Păi stăteam pe strada Mitropoliei, lângă reședința, lângă Institutul Teologic și reședința Mitropolitului, vis-a-vis de catedrală. Și pe urmă, zic, m-am mutat în parcul Astra, vis-a-vis de bibliotecă, zic, ca să fiu mai aproape de bibliotecă. Părinții mei s-au mutat acolo. Și zice, mai e statuia lui Bariciu acolo? Zic, este. Și
primăvara, vara sunt porumbei care stau pe cap, așa ca un țugui, și iarna chestia de zăpadă care se așează acolo. Și zice, vai de mine, și a început să vorbească românește. Și am făcut o înțelegere cu el. 3 zile după dispariția lui Ceaușescu, să ne vedem la statuia lui Barițiu la Sibiu. El n-avea decât să vină în țară înainte, evident. Da. Și nici eu nu știam dacă mai ajung la Paris. A murit Ceaușescu, dar luați de val și eu și el. Ne-am văzut la Paris imediat după moartea lui. Atunci l-am văzut și ultima dată, în 90, în ianuarie, când am făcut o călătorie cu un charter special, vreo 20 ceva, 30 de scriitori am fost acolo. Da, da, mi-aduc aminte păi că da, ziarele au scris despre... Și, a fost și prietenul meu Buzura, nu? Am fost împreună. Ba chiar am făcut o năzdrăvănie atunci. După ce ne-am întâlnit cu Cioran, de data asta, cadru oficial la Parlament, la Asamblea Națională, unde au venit toți, au ținut discursuri, au venit toți transfugii. Ne-am întâlnit acolo, pe unii știam, pe alții nu. A venit și Cioran, care nu mai semăna cu cel de dinainte, cu aproape 10 ani. Era, parcă îl văd și acum, avea o claie de păr imensă, ca în filmele lui Gabriel Liceanu, pe care le-a făcut, da, când de fapt, s-a dus. Da. Imaginea lui finală e, da, asta, era a unui rebel cu rebel, păr... Da. Bun, da. Acum, dacă îl citim cu atenție, vedem că e o anumită doză de impostură în rebeliune. Nu era rebel deloc. Eu zic că știu multe despre el. Eu sunt, da, mai clementă, i-aș zice doar poză socială, așa și cum și, da, dumneavoastră avea, vă puneți bine în ramă, nu? Avea o poză. Nu. E adevărat, avea o poză, numai că... Dar și dumneavoastră aveți, domnule profesor. Da, dar eu nu fac profesor. Filozofie. Ei, aici deci poza... filozofilor le-e interzis. Nu, ai se vede mai bine poza. La mine nu se vede, la critică literară, cum să pozez eu scriind despre cartea lui Augustin Buzura, de exemplu. Văd că l-ați tot pomenit și ați zis și prietenul meu și mă bucură asta, deși păi... dacă mă gândesc bine, domnule profesor, când încă trăia și avea 70 de ani, ați făcut niște drastice rectificări la profilul lui epic. Era capitolul din istoria critică a literaturii. Da, era, într-adevăr. Era... Așa, el s-a supărat atunci. S-a supărat? Nu, mie nu mi-a spus. S-a supărat rău de tot. Păi n-am vorbit vreo un an de zile cu el. S-a supărat zicând, eu înțeleg, totuși era o aniversar, mi-a spus mie, evident. S-a plâns, era o aniversare, ce la o aniversare nu faci observații critice. Pulmea e că toate acele observații erau deja în cronicile mele la cărțile lui, nu era practic nimic nou. Acum, în ediția a doua, am schimbat niște lucruri, pentru că s-a schimbat perspectiva cred mult. Cred că o să apară acum la Târgu de Toamnă, nu? Peste foarte puțin timp, ediția, da, a doua, ziceți, revizuită și adăugită. Da. Mă bucur că e așa, pentru că... Da, e adevărat. Am sunt, făcut exact cum precizați, 5 secole de literatură. Sunt. E un răspuns prompt acesta pentru oricine mă întreabă. Studenții mei m-au întrebat de ce e mare Manulescu. Și am dat două argumente. Aceste 5 secole de literatură pe care le-ați dus sub condei, așa și nu oricum, cu răspundere, cum ar zice, în regimul vechi, și în plus... Dacă ne gândim bine, câți au încercat să strălucească, domnule profesor, numai ca să scrieți bine despre ei și să fie în linia întâi, în așa fel încât să-i atragă atenția lui Nicolae Manolescu. Să știi că relațiile unui critic cu scriitorii sunt pe sinusoid, așa. Nici nu m-am gândit că sunt comode. Nu m-am gândit o clipă că ar fi comode. Important pentru un scriitor nu e să scrii despre el bine. Important pentru un scriitor este să nu scrii bine eventual despre altul. Da, eu... S-au supărat și am avut și genul ăsta. Da, da, acum, e o remarcă subtilă la care subscriu ce să fac și nici nu vă pot contrazice, da, pentru că după 4 mandate de președinte al Uniunii, sunt sigură, cunoașteți ca un entomolog în insectar toate speciile. Păi mai sunt în momentul de față, cred, doar 3 sau 4 scriitori care sunt membri ai Uniunii mai vechi decât mine. Doi știu, Ion Brad și Ion Horea, care sunt de la începutul anilor 60, eu sunt în 63. Da.
restul, chiar mai bătrân ca mine, unii dintre ei, au fost făcuți membri mai târziu. Toma George Maiorescu, de exemplu, care are și el 90 de ani, dar din generația asta, de fapt e tot generația mea și a lui Gusti și a lui Brăban, asta e. Lui... Pentru că tot vorbim de generații. Seninătatea dumneavoastră, pe care am admirat-o totdeauna, am spus-o aici și când nu erați de față cu alți interlocutori, că acum un sfert de veac, ce mult înseamnă, păi ați fost profesorul meu. Da. Vedeți cum ajungeți pe mâna... Când am făcut ultima emisiune acum, câte sferturi de veac? Nu, e aproape un deceniu, dar nu e un sfert de e veac. E un deceniu? Da. Și mă întorc la ceea ce încercam să vă spun, că această seninătate a dumneavoastră are cumva în fibră faptul că generația 60, aceea din care faceți parte cultural vorbind, a intrat cumva pe ușa din fața literaturii. Da, am spus-o de mai multe ori asta. Da, am avut această șansă, să spunem, istorică, într-un moment în care se făcea o tranziție de la epoca Dej la epoca Ceaușescu și când, ca de obicei în asemenea situații, noul lider are nevoie de să-și instaleze un fel de autoritate. Eu nu auzisem de Ceaușescu în 1965. Când s-a instaurat, da. L-am întrebat pe George Ivașcu, ți-o minte și acum unde, într-o împrejurare destul de interesantă așa. Retrospectiv, toate lucrurile se cam leagă și în momentul ăla nu mai vorbești de viață, încep să vorbești de destin. Ieșeam de la... Credeți în asta, noroc, de la fata, în destin? Da, după moarte vorbim de destin. Bă, poți să-l ai sau să nu-l ai, nu e obligatoriu. Ieșeam de la fata lui Pogoneanu, cel care editase primele caiete de însemnări zilnice ale lui Titu Maiorescu. Da. Și care avea restul de caiete, foarte multe, încă vreo 30. Și Ivașcu a vrut să le cumpere, și nu știu ce s-a întâmplat, nu mai țin minte de ce până la urmă nu le-a luat. Ca peste asta se întâmpla prin 64, 5, 6, ca în 70 se trec doctoratul cu teza despre Maiorescu, în care am valorificat prima dată aceste caiete de însemnări zilnice tardive, intrate în biblioteca de stat. M-am bucurat ca un cititor fidel când am văzut că volumul, să zicem, contradicția lui Maiorescu s-a tot reeditat, asta e foarte bine. S-a reeditat de mai multe ori, da. Ieșind, eram în mașină cu Ivașcu și ieșind pe poartă, el mi-a spus, măi, zice, fii cu minte, eu aveam deja cronica la Contemporanul de câțiva ani. Și fii cu minte acum, zice, nu-ți dam petec până vedem ce este cu băiatul ăsta. Și eu am întrebat, dar băiatul ăsta cine e? Și atunci el mi-a spus că a fost șeful politic al armatei, deci el în partid era cunoscut, dar eu habar n-aveam. Deci nu auzisem numele lui Ceaușescu. Domnule profesor, și după ce băiatul ăsta, Ceaușescu, mare poveste, s-a așezat pe tronul lui, ați avut după aia nădejdea în anii 80, atât de întunecați că va și cădea în timpul vieții dumneavoastră? Da, asta am avut. Eu n-am avut niciodată încredere în el. În 68, când mulți dintre colegii mei au intrat în PCR, în partid, nu? După povestea de la Praga, după invadarea Cehoslovaciei, Ivasiuc, Timisianu, Bănulescu, da, cam toată lumea bună, da, era... toți au intrat în partid. Și eu n-am vrut să intru și i-am spus lui Vasiuc, care mai zice, e cazul să acum schimbăm dinăuntru toate lucrurile, nu știu. Și am zis, am avut 2-3 accidente biografice, începând cu arestarea părinților mei și terminând cu exmatricularea din facultate, nu, terminând cu șomajul de un an după ce am terminat facultatea. Și zic, dacă băiatul ăsta, că rămăsesem cu vorba lui Ivașcu, peste o săptămână ține același discurs, s-ar putea să mă mai gândesc. Și peste o săptămână la Brașov, răgușit, nu știu ce se întâmplase cu el, își pierduse vocea, a retractat jumătate din ce spusese înainte. Așa e. Și l-auzisem la televiziune, la radio, peste tot. Și am scăpat de chestia asta. N-am avut niciodată foarte multă încredere în el, mi-am dat seama de la început, nu eu personal, dar toată generația mea, din fericire, a știut să profite de nevoia lui de a-și instala puterea. Da.
Și de a se face cunoscut. Și cumva de abilitatea și de lui. De a se pune bine cu scriitorii. Exact, adică asta v-am să zic. Adică este foarte importantă. Dar vă întreb altceva, domnule profesor, ceva ce de mult voiam să vă întreb. Pentru că ați vorbit de mama, de tatăl care au făcut detenție grea la canal. Cum v-a mai putut plăcea România după ce într-o zi de Sfânta Maria Mare vin cu potera și o ridică pe mama doar pentru faptul că era în aripa liberală a lui Tătărescu? Undeva în... Acum, ca să fiu sincer, nu mi-a plăcut niciodată România. Nu mi-a plăcut limba și mi-a plăcut literatura română. România nu mi-a plăcut niciodată în mod special. Deși sunt român, da, e o pură întâmplare, să spun așa. Faptul că îmi place literatura, că îmi place limba română, asta ține mai degrabă de opțiune. Eu nu cred în poveștile astea că dacă m-am născut aici, trebuie neapărat să iubesc țara în care m-am născut și cu tot ce se întâmplă în ea. Nu. E o opțiune. Și opțiunea mea a fost literatura română și limba română. Nu m-a întrebat nimeni. Poate vreau să mă nasc în Honolulu. Merg mai departe. Eram încă studentă în acel moment, 89, și ne întrebam în amfiteatru, pe când erați profesorul nostru, și la un moment dat chiar am pus întrebarea asta tranșant și ne-ați răspuns, da, subscriu fenomenului Piața Universității, dar mai am un de ce aici. De ce n-ați vorbit niciodată la tribună, din balcoane, alături de Blandiana, de alții? Pentru că n-am crezut niciodată că așa se face politica și la început n-am vrut să fac politică, dovadă că am ținut în România Literară o rubrică care există și acum, dar alt caracter, Ochiul Magic, toate articolele erau cronici politice. Le-am recitit în Dreptul la Normalitate, m-am bucurat de ele, au altă valoare între coperte puse, de acord. Mai sunt unele din ele valabile și astăzi, unele mai categorii generale. Și descriu o hartă de idei, sunt de acord. Erau interesante. Cumva distinctă de ceea ce se purta atunci, citite în context, ele au un mesaj, sau exact cum spuneți, fără a vă gratula, o altă înțelegere a politicii, de acord. Da, poate de asta nici n-ați câștigat. Încercam să-mi fac meseria mea, adică să interpretez fenomenele politice, nu să fac politică propriu-zis. Am și avut o polemică cu Paller. Eu susținând că scriitorul nu trebuie să facă politică neapărat militantă, ne înțelegem, nu să fiu apolitică, nu. Știu de la colegi de-ai mei, Eugen Simion, Radu Cosașu, care s-au declarat apolitici. Da. Eu fac o distinție însă, între a face politică militantă și a gândi politic, a fi politician. Adică astea sunt lucrurile, cred eu, valabile pentru un scriitor. Și ironia face ca eu să fi intrat în politică de-a binelea și Paller să fi rămas, deci el susținea teza inversă. Nu cred că a fost ironie, cred că a fost o asumare, pentru că mi-a plăcut când ați răspuns. Ironia este că el s-a dus în partea elaltă decât susținea că trebuie și eu dincolo. Și când am făcut politică, atunci am avut primele, să spun așa, neînțelegeri cu Blandiana, care era militantă, dar era mai degrabă pe societate civilă. Și era utilă societatea civilă atunci ca și acum, mai ales după comunism, în care orice țesut social fusese destrămat. Dar nu poți, ca societate civilă, să însărcinezi un anume partid, unul sau mai multe, să-ți facă ție treaba politică propriu-zisă. Fără politică nu există civilizație. Asta e o prostie. Dacă politicienii sunt cum sunt sau vorbesc cum vorbesc, aia nu înseamnă că putem trăi fără ei. E o prostie. Politica, exact ca și prostituția, sunt cele mai vechi instituții din lume și toate societățile le-au cunoscut. Cum să nu cunoască politica societatea de astăzi, care este atât de complicată? Și în epoca globalizării, să zic așa, în care actorii politici devin de mai multe nații, de mai multe rase, mai multe religii și din toate țările Pământului. Nu se poate. V-ați gândit măcar o clipă? De asta am făcut partidul Alianței Civice. Exact de asta, ca să dau, cum să spun eu, nu ajunge să ai arcul. Societatea civilă are arcul. Îți mai trebuie și săgeata. Altfel, stai cu arcul în mână și te gândești care are o săgeată să ducă mie ideile la îndeplinire. Nu se poate. V-ați gândit măcar o clipă vreodată
cum ar fi arătat România dacă ați fi fost președintele ei un mandat? Nu m-am gândit nicio clipă. Eu n-am candidat ca să devin președinte, că știam foarte bine ce se întâmplă, că nu trăiam totuși pe lumea asta, știam foarte bine care va fi soluția. L-am făcut din rațiuni de partid ca să împing în față oamenii și chestii de-astea. Dar s-a mai pus întrebarea asta într-o altă formă, odată la un post de televiziune, mai acolo 15 ani, cum am interpretat, cum am gândit faptul că Emil Constantinescu a devenit președinte în locul meu. Și am zis, norocul meu și ghinionul lui. Da, știu răspunsul, da. L-am apreciat atunci. Da. Lasă multe interpretări deschise, sunt de acord. E greu de spus ce s-ar fi întâmplat. Nu știu, există o inerție enormă în țara asta. Dintr-un motiv politic, în primul rând, să spunem așa, pe care l-am înțeles, mi l-a spus pe vremuri când l-am cunoscut, Miklos Harasti, fostul om politic maghiar, al cărui partid a încăput pe mâna, știm bine cui astăzi, și e la putere în Ungaria și se comportă cum se comportă. Da. Ei bine, Miklos mi-a spus, măi, voi românii aveți o mare problemă. Zice, voi faceți în același timp trei revoluții. Revoluția antistalinistă, care a început în 56 la congresul al 20-lea al PCUS, cu raportul secret al lui Hrușciov. Faceți o revoluție antitotalitară și anticomunistă. Pe toate trei odată. Zice, la noi și în alte țări din Europa au fost făcute pe rând. Aia din 56 a fost urmată de primăvara de la Praga, care nu era anticomunistă, că era tot Partidul Comunist care o făcea, și Polonia, anticomunism pe față și Cehoslovacia la fel. Ce voi le faceți pe toată odată, zice, nu o să reușiți. Da, nu m-am gândit niciodată în asta. Asta mi-a spus-o Miklos Harasti, și asta era în februarie, și în martie au izbucnit mișcările cu ungurii din Transilvania, toată povestea aia oribilă care s-a întâmplat atunci, și tocmai a venit Mineriada. Da, în iunie. Deci, una peste alta, mi-am adus aminte cuvintele astea ale lui Miklos și le-am tot citat de nu știu câte ori, numai în 1990. Nu mai vorbesc de după asta. Deci asta e cauza, această inerție extraordinară mă face să spun că nu știu ce s-ar fi întâmplat. Mai probabil că nu s-ar fi întâmplat mare lucru. Poate că aș fi avut mai mult curaj decât a avut Emil Constantinescu. Dar nu-mi dau seama cum ar fi fost, de pildă, dacă puteam să devin președinte în 1992. Mai întâi, în 92, Iliescu era greu de bătut. Da, era aproape imposibil. Da. Avea un capital enorm, stabil, dar în 96 ar fi fost. Și cum era o întreagă societate care era acolo, să nu uităm votul din 90. Nu, e 92, ce să mai vorbim? Foarte greu. Pe urmă, toată lumea, știți, mai târziu i-a reproșat, inclusiv eu, în Viață și cărți, în autobiografia mea, i-am reproșat asta lui Iliescu și am avut, îl cunosc de foarte multă vreme, am avut multe discuții cu el. Și eu continui să-l socotesc pe el, un adevărat om de stat și un printre puținii politicieni incontestabil onești, adică n-a băgat mâna în buzunarul nimănui, n-a făcut nicio neregulă. Și când vezi ce se întâmplă acum, că nu, o mare nenorocire, de fapt, pentru că se creează o mentalitate. Omul obișnuit care trăiește dintr-un salariu mai mic sau mai mare ajunge să creadă că aia care au mult au furat. Au furat. Ori asta este anticapitalistă chestia. Păi așa s-a dezvoltat capitalismul și societatea modernă. Dacă noi continuăm să credem că un tare om de afaceri are bani mulți pentru că a furat, păi, sigur că sunt mulți care au furat, din păcate foarte mulți. Dar tot așa de adevărat e că sunt și unii care n-au furat, care chiar au muncit pentru banii ăia. I-am reproșat și eu, de pildă, că a tolerat securitatea. Multă vreme după 90 s-au dus, s-au infiltrat. Vă întrerup aici. Și nu putea, eu spun, da. Nu putea să facă altfel. Păi nu putea să îl lichidau. Nu, cum să zic? Acolo era marea forță. De ce ați spus colegului Șimonca de la Observatorul Cultural la un moment dat că regretați interviul pe care l-ați făcut pentru România Literară cu Iliescu? N-am spus că regret. Cu interviul ăla s-a întâmplat altceva. Eu îl cunoșteam dinainte pe Iliescu. Încă dinainte.
încă din când am avut probleme cu facultatea, el a intervenit la Murgulescu de să fapt, fiu asta am vrut să și să provoc cumva, pentru că puțin știu probabil că în anii aceia grei, când la filologie v-au exclus și nu erau șanse să reveniți, Iliescu... Nu atunci. Atunci a fost Andrei Oțetea, vărul taică meu. Iliescu a fost când în anul de șomaj, când nu m-am dus la post. După absolvire, când după ați absolvire. Refuzat și Feteștiu și Târgu Mureș. Am nu? Refuzat și Institutul de Pedagogie. 3 ani da. Și pe asta, le-am refuzat pe toate, n-am vrut să mă duc. E adevărat că eram șomer de lux, scriam la Contemporanul. Hai pentru... să spunem tot, să spun eu, da. Pentru cei care nu mai știu. Aveați 23 de ani, scriați da. La Contemporanul, că era da. Cea mai solidă, cunoscută publicație cam, săptămânală culturală a României, între Călinescu și Piru. Deja, așa am debutat câți n-ar vrea. Pe aceeași pagină câți cu n-ar ei. Vrea. Trebuie să recunosc că era puțin înspăimântător. Ziceți acum, atunci nu cred că nu era, vă gândeați la asta. Ba da, tocmai asta era. Nu, în loc să fiu euforic, ar fi trebuit să fiu euforic, nu? Între doi titani. Nu? În loc să fiu euforic, eram puțin speriat. Păi îmi dădeam seama de decalaje. Orice cititor normal vedea ce diferență este în ce scrie Călinescu, Piru și ce scriu eu. Poți să-ți rup gâtul cu o chestie ca asta. E adevărat. Într-un fel sau într-altul. Poți să mor de frică sau poți să o iei în cap. Nu vi l-ați rupt ca să traduc tot eu. Ați scris 32 de ani cronică da. Literară. Mai mult decât a făcut-o oricine în România și probabil că nimeni nu-și va lua Robinsonada asta. Dacă mai adau ultimii trei, că am renunțat de curând la un remake. Da, așa da, e. Sunt vreo 35. Sunt vreo 35 dacă adunăm totul, sunt de acord. Și întrerupți nu de inactivitate, că în toți anii aia din 1993 și 2005, când am plecat în străinătate, la UNESCO, am făcut editorialele României Literare, care au apărut și ele în cărți și care erau și alea mai actuale decât cronicile. Că erau da, și aniversări nu pot acolo. Să neg, dar da. Asta mă duce și la insinuarea permanentă a celor care nu pot să facă tot ce ați făcut dumneavoastră și care spun pe aici, pe acolo, că vă plac foarte mult funcțiile. N-am avut nicio funcție niciodată. Singura funcție a fost șef de partid, un partid pe care l-am făcut eu cu mâna mea. Deci președinția de la Uniune nu e o funcție, ziceți. Nu, e aleasă, nu sunt... Nu m-a numit nimeni în funcția asta. Am candidat eu de prost și am fost. Adică mandatul al cincilea vi-l recuzați? Nu mi-l recuz, dar pur și simplu acum n-am putut. Cine ar fi putut să ia locul, n-a vrut. Păi că am căutat. Că, hai să da. Spun eu asta cu vorbele cine, dumneavoastră. Ziceți așa, cine merita nu voia și cine voia nu merita. Da, e? Așa am zis. Și acum chiar nu glumesc. Nu glumesc, dar bătaia de cap a fost enormă și este în continuare. Asta știu. E deja o cutie a Pandorei pe care n-aș deschide-o nicicum, pentru că ne mai trebuie vreo 3 ediții și vreau să mă duc spre altă confesiune. Că am vorbit aici de viață și cărți, un volum apărut în 2009, cred, sau 2008, pe care l-am citit ca pe 3 ediții. L-am citit ca pe un roman și tot de acolo mi-a plăcut această mărturisire, între altele, când ziceți, mi-am descoperit destul de târziu structura intelectuală de critic literar. Când eram foarte tânăr, copil, adolescent, făceam poezie și intrasem în concurență cu Alexandrii ca număr de poezii scrise. Mi se părea că am reușit să scriu mai multe decât el, care a scris destule. După care, în facultate, ideea mea e să scriu proză, să scriu un roman. Întâmplarea a făcut să dau peste George Ivașcu la examenul de anul 5. Pe vremea aia se făcea facultate serioasă, nu ca acum, 3 ani, neterminată. Studenții ies neterminați, să zic așa. În 3 ani ce să faci? Mă gândeam la istoria literaturii, cum o să o faci în 3 ani. Și eu m-am gândit adesea la asta, mai ales la umaniști m-am gândit că abia se încălzesc, că abia se obișnuiesc cu ce... O făceam în mod solid și pe etape și am anunțit, nu, acum se face la întâmplare, nu mai... Și am dat peste Ivașcu la literatură contemporană, el ne făcuse cursul și ne-a dat o lucrare destul de complicată, scriem ce e cu poezia, mă rog, poezia care era în anii ăia,
era totuși, era și Baconski, erau apăruseră poeți. Nu erau numai realiști socialiști. Și i-a plăcut atât de mult ce am spus acolo, încât mi-a zis să ia vină pe la gazetă. Și zic, la Gazeta Literară, am zis eu ironic. Știam, de fapt, că e la Contemporanul și că e rivalitate cu Gazeta Literară. Da. Și se nu era găsit, păi nu există decât Contemporanul. Și ce, zic, ce să fac? Păi zice, să scrii articole de critică. Păi zic, da, eu... Păi ce am? Ți-am citit textul ăla, nu, ta e structura de critic. Da, zic, eu credeam că de prozator, da. Fugi de aici, zice. Și mi-a dat 3 cărți să scriu despre ele. Și am fugit la Sibiu, la părinții mei, am stat 2 săptămâni, 3 săptămâni ca să scriu acel prim articol și când m-am întors cu el, zice, dar dumneata, ce crezi că așa merge în publicistică să stai 3 săptămâni ca să scriu rățel de nu știu câte rânduri? Între timp nu-i mai trebuia subiectul ăla sau le-a publicat până la urmă? Nu, le-a publicat, evident, că așa am debutat. Da. Dar urmarea a fost că am intrat în ritmul săptămânal pe care nu l-am mai părăsit niciodată. Da, revenind la asta, povestea cu cronica literară, acum, de exemplu, în anii ăștia, după Revoluție, să spunem așa, cronicarii literari, care sunt tot mai puțini, din păcate, nu-i mai prea interesează chestia asta, văd tânăra generație toată face studii universitare, ca și cum nu poți fi în același timp și profesor și să faci critică literară sau publicistică, mă rog. Și, dar au un handicap, că foarte multă lume spune... De ce nu reușește niciunul să fie la fel de bun ca tine? Păi, în primul rând, că niciunul nu are de unde să aibă 30 ceva de ani de activitate, adică 40 sau cât am eu, 50 și mai vorbim. Cred că 50, domnule profesor. Am și uitat ce vârstă. Și în al doilea rând, dacă n-ai continuitate, nu poți face chestia asta și nu mai e literatura care era în generația noastră. Și mai e ceva, cred. Care? Ca să complotăm împreună în ideea asta. Acum efectul de forum, sunteți de acord, pe rețele e atât de la îndemână încât critic și jurnalist e oricine instant. Pierdere de vreme pentru cei care scriu și pentru cei care citesc. Eu nu umblu pe chestii de astea. Știu, am văzut că n-aveți pagina oficială. N-am, nu mi-am făcut niciodată. La ce bun, da? Să-i ascult pe oameni care nici măcar nu îndeplinesc minima condiție când vor să ai un dialog cu ei și anume să-și spună numele. Nu poți să discuți cu tot felul de porecle și de pseudonime și de nu mai știu ce, cum să le numesc. Cu rețelele am înțeles. Îți spui numele și îmi spui și ce e și ce faci. Da, asta e o civilitate care nu e... De ce să dialoguez? Nu e a rețelei. De ce să dialoguez cu un necunoscut despre care au cunoștință sau autoritate în domeniu, nu știu nimic. De acord. Și dacă eu nu știu nimic, puțin știu. Că asta e totuși, asta e lumea mea, trăiesc în ea. Am pretenția că îi cunosc pe toți membrii Unii Scriitorilor, de pildă. Și unde sunt cam 2000 și nu știu cât, cam toți scriitorii adevărați. 2600 și un pic. 2600, vreo 20. Dar au mai murit între timp asta, a fost un an îngrozitor ăsta. Da, din păcate 2018. Pentru noi. Domnule profesor, vorbiți rar despre experiența numită televiziune. Ea v-a ocupat 3 ani din viață. Da, am făcut nu-i puțin, nu-i nici mult, dar mă interesează ca asumare. Cum a fost această experiență, să-i zicem? Foarte interesantă și foarte instructivă anumite puncte de vedere. Adică m-a obligat să țin seama de un alt public decât cel pe care îl am când scriu cronică literară sau când scriu cărțile de istorie literară. Acum, noi nu știm exact ce public avem niciodată. Ideea că trebuie să avem un public numeros și să-l seducem, ideea prietenului meu, Alex Ștefănescu, de pildă, e profund greșită. I-am spus-o și lui de mai multe ori. Nu poți să știi ce public ai. Dar un lucru e cert. Unul e publicul care citește o revistă literară, categoric, culturală, altul e publicul de televiziune. Da. Cu totul altul. Ori a te adresa unui public atât de diferit pe care îl cunoști și mai puțin decât pe celălalt. Celălalt a mai avut niște repere, de pildă. Profesori de limbă română, medici, care sunt cititorii. Ăștia făceau zecile de mii de cititori ai României literare înainte de 90. Așa e. Acum, din păcate, nici pe ăștia nu se mai poate conta foarte mult. Pentru că sunt multe alte
tentații, ispite care îi scot din... Ei, dar măcar veți avea proba de luni încolo, când veți ieși pe stradă și la toate misiunile pe care le aveți de îndeplinit ale săptămânii. După mic dejunul ăsta, veți vedea ce public deștept are mic dejunul nostru. Păi eu sper că un om care n-ar fi deștept, nu pot să spun că ar fi prost neapărat, că poate are alte preocupări. De acord. Da. Da, un public interesat de chestiile astea trebuie să aibă o doză de deșteptăciune, că nu sunt chiar chestii de toată ziua, bună ziua. Adică mai iese și câte o idee la iveală, mai sunt oameni care se bucură de limba română, se bucură să se audă vorbind despre literatură. Adică sunt, cum să zic, nu pot să fie proști. Trebuie să aibă o doză de inteligență. Dar revenind la publicul de televiziune, sigur, e mult mai mare și greu de... E foarte greu să cuantifici. Nu avem cum. Degeaba luăm toate datele astea, cât ratingul, toate astea. Dar credeți că televiziunea trebuie să educe, domnule profesor? Vă provoc cu asta. Nu trebuie să educe, adică televiziunea trebuie să informeze. Se informeze cu bună credință. Numai că la noi se face o confuzie statornică, aș zice, de la o vreme, între informare și cunoștință. A spus ceva acu și neliniștitor. Nu mai știu dacă neapărat în convorbirile cu Daniel Cristenache, pe care îl invidiez pentru cartea asta de anul trecut, sau în altă parte, dar mi-a plăcut. Ați făcut distinția între educație și învățare și ați spus cu amărăciune și decis: noi nu mai învățăm. Eram în Senat când s-a pus problema legii învățământului la sfârșitul mandatului pe care l-am avut eu, deci în 95. 95, da. Prima lege a învățământului. Și ca orice lege, textul de lege avea un sos introductiv care se explica de ce e necesară legea în forma aia, cu tarea. Asta e regula în Parlament. Și sosul începea așa, cum citesc din memorie: rolul școlii sau scopul școlii, nu, al învățământului, nu școlii, ci școala, se școală primară, nu? Rolul învățământului este să educe în tinerii, nu știu, din ziua de astăzi, dragoste pentru valorile naționale, pentru valorile de patrimoniu, pentru nu știu ce, nu știu. M-am dus la tribună și am spus: vă rog foarte mult, oare n-ar trebui întâi să învățăm care sunt valorile alea și pe urmă să le cerem să le iubească? Ce să iubești ceva ce nu știi, despre care nu ți se spune? Deci haide să spunem, rolul învățământului este să instruiască, să învețe și după aia să educe. Adică să formeze. Pentru că educație sau formare fără instrucție înseamnă spălarea creierului. Comunistul, asta a făcut comunismul. Deși niciodată școala n-a fost mai proastă decât astăzi, în momentul de față în România, nici în timpul comunismului. Reforma din 66 a lui Ceaușescu, care a durat până în 77, până la cutremur, când s-a dus Papa Sâmbetei, era o reformă serioasă. Chiar s-au făcut limbi străine, s-au făcut licee de limbi străine. Terminase cu rusă obligatorie și eu am făcut într-un an 5 ore de rusă și 4 de română pe săptămână. Așa ajunsesem. Ceaușescu a lichidat asta și a făcut o școală bună. În 77 s-a terminat. Odată cu datoria externă am început să plătim toate oarele spart. Educăm fără să învățăm. Și pe mă ne mirăm de ce nimeni nu știe de fapt nimic. De enormitățile pe care le auzim zi, că vorbim în televiziune, răspândite pe nenumărate posturi de televiziune. Pe vremuri s-a cerut, imediat după 90, ți-aduce aminte, ca la fiecare post de televiziune, să existe un supraveghetor al limbii care se folosește și le atragă atenția în textele puse pe prompter sau așa, că sunt anumite greșeli. Niciodată îți mai plătești o leafă numai ca să stea să uite acolo că tu nu știi vorbești românește. Știu bine că ați trimite din nou la școală pe mulți parlamentari, pe președinți, pe... Nu vreau să intrăm în zona asta de umbră. Norocul televiziunii e că scade în importanță pe măsură ce se dezvoltă internetul. Am intrat într-o realitate virtuală. Vă place asta sau vă incomodează? Nu, mă enervează. Țineți pasul cu... Nu, dar nici nu vreau. Asta înseamnă că simțiți din ce în ce mai dureros. Nu, abisul dintre generații, dintre viziuni.
Fiica mea are 16 ani și jumătate. Asta mică. Da. Și el a făcut școală franceză, că fiind în Franța, așa, și acum el a pierdut tot la școală franceză, e cu maică-sa acolo, care e la ambasadă. Și acum 2 ani, 3 ani, când venea, ne vedeam, fie la Paris, fie în țară, era nedezlipită tableta aia, care se juca, făcea tot felul de chestii, așa, și de un laptop mititel, așa. Anul trecut, vine, mă duc ea la Câmpul Lung, stăm de vorbă și la un moment dat zic, dar unde e tableta ta? Ei, zice, papune, așa îmi zicea, papune, zice, păi numai proastele din clasă mai stau cu tabletă, zice, eu citesc. Și atunci văd că e cartea în mână. N-am dat atenție, eu căutam tableta. Și zic, dar ce citești tu acolo? Citea Suflete moarte de Gogol în franceză. Citește în vreo 4 limbi. În franceză. Oh, ai înțeles ceva? Zice, când termin, zice, stăm de vorbă. Deci îmi fac o speranța că să termină și cu internetul. Trebuie să vină ceva încă și mai îngrozitor. Până la apocalipsa următoare sunt mulțumită și îmi convine să închidem în nota asta un pic mai optimistă, domnule profesor. Măi, eu sunt optimist născut, dar cred că am să mor pesimist. Știți cum îmi spunea regretatul paleologul? Că vârsta ne face liberi și dumneavoastră îmi spuneți că ne face pesimiști. L-am întrebat eu odată, Coane, cum e cu bătrânețea? Nu-mi place. Dar de ce nu-ți place? Miroase urât. Bătrânețea este, în primul rând, cum o simți, cum o trăiești. Vă mulțumesc și aștept cărțile dumneavoastră următoare și bucuriile următoare pe care să le împărtășim cumva împreună. Vom găsi un platou și pentru asta. Vă mulțumesc pentru astăzi. Mulțumesc eu. Și noi mulțumim domnului Nicolae Manolescu pentru o dimineață senzațional de frumoasă. Și să știți că pe undeva, apropo de bătrânețe, vă înțeleg, dar totuși eu zic că sunteți un învingător. Și că e doar o cronologie. E o cronologie. Și faptul că sunteți la Câmpul Lung, un oraș de vis. Bine, din păcate nu ajung foarte des acolo. Când am fost plecat în Franța, stăteam mai mult, că veneam vara în concediu. Acum, din păcate, având tot felul de alte belele, nu mă mai pot duce. Anul ăsta am fost de vreo 6-7 ori doar în sâmbătă-duminică. Căsuța vă așteaptă oricum, este splendid. Ne vom întâlni cu siguranță pe aleile din Câmpul Lung. Mulțumim prietenilor noștri fideli. Vă invităm să ne urmăriți în același program în fiecare sâmbătă la TVR2, duminica la ora 9 la TVR3 și următoarea ediție și până atunci România la mulți ani. Să dea Dumnezeu să aibă cât mai mulți ani. Să dea Dumnezeu. Dar vorba lui Călinescu, când știu că Sirius o să explodeze, cum să-mi închipui că o să dureze o foaie de hârtie în mileniul celălalt? Uite că am intrat în mileniul celălalt și foaia de hârtie durează.